Salutare! Salutare, salutare! Salutare, care ai venit, începem revenit lecția, de așa am întârziat, cât am întârziat? 5 minute? 5 minute. Sigur că da. O să ne cerem, să cerem să intrăm în lecția cealaltă, dar nu ne dăm voie, da, bine. Oricum, va fi o luptă strânsă, să facem cât mai mult. Ai avut astăzi să pregătești o temă, nu așa? Da. Te rog frumos. Și sper să mă apuc și în lucru că doresc. Păi asta e. Ziua. Un buchet de flori. Deci, un buchet de flori, da. Sunt 98 de... 98 de flori, da? 98 de ce? Gamate, de culori diferite, zic ceva, ce? Albe, roșii și galbene. Albe, roșii și galbene. 98 garoace. Am înțeles. Bun, mă, în total. Adică îți vezi cum faci urma. Nici ne aștept să ce spui tu. Zic așa, hai să-mi închipui că aici ar fi o vasă în care aș pune numai albele. Aici ar fi o altă vasă în care aș pune numai roșiile. Și încă aș o altă vasă în care am să pun numai galbene. Și în total, acum, eu, în total, neștiind nimic despre ce vrei tu să spui, în total, albene, roșii și galbene sunt 98. Bun, am înțeles pe mine. 98. Și mai departe. Dacă facem A plus R. Deci albele și cu roșiile, ăsta două împreună, ăsta două albele și cu roșiile, cât sunt împreună? 55. Deci 55 sunt astea. 55. Bun, am înțeles. A doua. A plus albe plus galbene, 68. Albele plus galbene, 68. Pentru de asta n-ai făcut. Deci, mai gândesc, ai voie să mă gândesc. Da. Cu voce am să gândesc, eu, da? Da. Vă să zic că, în total, albe, roșii și galbene sunt un număr. Sunt un număr 98. Așa mi-ai spus, da? Dacă iau peste albi și roșii la un loc, albele și roșiile sunt 55. Da. Dacă le număr pe albe și galbenele, sunt 68. Dar vorbești să mai analizezi problema? Da. Deci nu te supe, da? Nu. Deci, albele și roșiile, numai astea 55. Pe de altă parte, iar albele și cu galbenele sunt 68. Dacă le-aș aduna pe albe, roșii și galbene, ar fi 98. Da? Deci, albe plus roșii plus galbene ar fi 98. 98. Dar tu spui așa, albele și cu roșiile, albe, de altă parte spui, albe plus roșii, fac aici cât fac? 55. Pe de altă parte, dacă aș mai pune albele și cu galbenele ar face, le-aș număra 68. Ia să dă Dumnezeu cu ăsta două, mă. Albe și roșii și roșii, albe și galbene. Deci, zic, albe plus roșii, o dată, plus iar albe plus galbene, încă o dată, și face cât aici? Păi face 55 cu 68. Acestea erau 55, acesta este 68, și cât face aici? Cât face 55-68? Ajută-mă mai ce aici am greutăți. 123. Sigur? Da. Dar nu e vă greșeală, nu sunt greșit? 5 cu 8, să-ți vedeți și eu, da? 5 cu 8. 8-ul îi mai trebuie un 2. Ia de la 5. Făcut 10. Rămas 3. 10 aceeași, cu 6, 10, 7, 10, și cu 50, 120, și 3, pe 8, 123.
Dar numai roșiile, albele, roșiile și galbenele, numai astea, cât fac? Numai astea câte? Cât fac? Roșiile, albele și galbenele, cât fac? 98. 98. Înseamnă că... De ce ai și fac 123? Că s-a albit încă o dată. Asta-i. Am să scad în 123 pe 98. Deci 123. Adică ce înseamnă asta? Că albele plus 98 fac 123. Scad acum din 123 scate 98 ăsta. Și cât te face? Ajută-mă aici la scăderea asta. Cât face aici? 25. E bine? 5. Adică se întâmplă așa 8 din 3 și nu se poate. Și fac. Împrumutăm. Împrumutăm. Dă-mi 10. Ok. De 8 din 10? 8 din 10, 2. 2 și 3? 5, corect. Și aici a rămas 1. La 10 1 a rămas, când am promutat. Și 9 din 1 nu se poate. 1 din 1. 1. Din 1 nu se poate. 9 din 1. El e sus. 9 din 1 sau 1 scăzut 9 nu se poate. Da? Și mă promut. Dă-mi de cine ceva și dă el. Adică o 10 cum ar veni pentru 100. E 100 și face 10-10. Da. Și din 10-10 scădem pe 9 și a rămas 10. Și cu 1, 11. Adică cât face aici? Face 25, e bine? 25, ai dreptate. Deci, este la scăderea așa, de desubt până aici, 25. În concluzie, în concluzie, au ăsta singur, o rămas să fie 25. Am dreptate, albele sunt 25. De bun. Roșiile sunt la, din 55 la 25. Cât facem din 55 la 25? 55 la 25. 30. 30. Iar ca albenele, dacă făceam 68 împreună, în roșii, cum fac eu? Nu se fac chiar așa, o solitară. Păi zis? Zi-a face 25 plus 30. 55. 55. Și 55 minus 68. 68 minus 55. 68 minus 55. Așa e bine, mă. Nu cumva mă păcărești. Deci ai zis 25 cu 30 fac 55 și în total cât erau toate astea, toate la 98. Păi nu scădeam din 98 pe astea două. Din 55 cât face din 98 pe astea 55? Da, așteptați. 98 credem 55. 98. 55. Da. Scrieți. Scriu, da? 98. Scăzut 55. Vine cu, hai. Se poate 8 din 5? Se poate. 5 din 8. 5 din 8. Se poate 3. Și 5 din 9 se poate. Da, se poate. 43. Deci 43 este. Adică puteam să fac și din 68 scădea pe 25. Că albele și cu galbenele fac împreună 43, de 68. Și dacă scădeam din 68 pe 25, e bine? Ia să scap din 25 din 68, e bine. 5 din 8, 3. 2 din 6, 4. 43. Perfect. Acum am emoții. Vreau să văd dacă verifică. Albele plus roșiile plus galbenele îmi dau 98? Da. Adică 25 cu 30 și cu 43. Da. Cât face 25? Mi-am făcut 5 cu 3, 8 și am adunat pe toate. 5 cu 3, 8 și 10 de la adunat, că nu s-au făcut niciodată. 40, 30, 70 cu... 20, 20, perfect. Deci primul reușit. Ia să văd acum dacă albe plus roșii fac 55. Da. 25 cu 30, 55. Dar albele și cu galbenele fac 68.
albene și cu galbene. Da. Fac și ele și-o, da? E perfect. Da. Înseamnă că soluția e corectă. 25 albe, 30 roșii și 43 galbene. Spune-mi, ai văzut că am încit un pic la problema asta. Da. Te-ai uitat că da. Mi-a fost destul de greu. Da. Dar cum ai făcut-o acasă? Explică mine, să vreau să aflu și eu șmecherii. Simplu. Da? Cum? Am scris. Eu știam. Deci tu ai plecat din la 25, 30 și 43. Deci ai pus în fiecare vază 25 albe, 30 roșii, galbene 43, le-ai adunat pe toate și te-a dat 28. Așa ai făcut? Deodată am pus 25 plus 30. A, că le-ai adunat albe plus roșii și săracele și 5. Și albe cu galbene. 68. Asta așa? Da. Și până mai faci și neamnare și pe la urmă. Da. Și spui, am un buchet de flori. Albe, roșii și galbene. În total 98. Medalii. Și dacă adune albele cu roșii, ai 55. Iar dacă adune albele cu galbene, ai 68. Află tu, asta mi-ai spus mie, află tu. Adică eu să aflu. Câte sunt albe, roșii și galbene? Eu am făcut din prima. Bun. Vreau să te întreb un lucru. Ai fost cât de cât mulțumit și de acum am gândit eu? Da. Deci nu, n-ai ce să-mi reproșez. Am gândit bine problema, ne-am da? Da, cum? Am aflat toate. Le-am aflat toate. Păi și eu, le-am aflat pe toate. Uite, albele sunt 25. Le-am șters. Da. Nu știi care e rezultatul. A, după asta ai șters și te-ai făcut că nu știi rezultatul. Și ai vrut să vezi dacă ar vrea rezultatul acela. Da. De acord. Foarte tare. Mâine ne mai întâlnim, parcă nu? Da. Mâine vreau încă două probleme de așezare. Mai am. Mai și cred că tot în stilul ăsta ai făcut, nu? Tot în varianta asta. Știi că m-ai convins că ai gândit foarte frumos. Rămâne ca să mai facem încă două probleme. Da. Și acum am să-ți dau eu o altă problemă. Uite. Faceți cum mergi. Nu mă uit. Nu te uiți bine. Uite. Într-un buchet, urmărește-mă. Într-un buchet sunt garoafe albe și galbene. Albe și galbene. În total, 75. Ok. Deci, în total, 75. Profesor, dacă nu trebuie să intre la lucrurile lucrurile. Se vând din ele, se vând 7 de fiecare culoare. Adică se vând de aici pleacă 7. De aici pleacă 7. Da, 61. Și ia să văd dacă 7. Nu, pleacă 7 și din partea asta 8. 7 și 8. Ce rămân sunt în număr egal. Deci, după ce au plecat 7 și 8, rămân câte garoafe, dar în mod egal. Rămân. Cele două. 30 și 30. Cum? Dacă 7 dă 15, am făcut 7 și 8 dă 15. Și am văzut că unul în plus galbeni și am făcut 60. Și au rămas 60. 60 le-ai împărțit în două, ca să se poate egal. Da. Și ai zis că au rămas, de ce rămân ce? 30 rămân albe și 30 galbene. Întrebarea este câte flori au fost la început de fiecare fel? Câte flori au fost la început de fiecare fel? Gata. Cât? 37 și 37. Așa, 37, le-ai adus pe cele 7 care au plecat, nu? Care au fost vândute. 37 și 38. Perfect.
De asta, de la una și mai tare. Adică e gradul 71. Deci aici câte fără sunt ale de la început? Ai zis 37 altele. Și aici 38. Da. Dar fii ce-ți faci acum? Nu știu cum să faci. Sunt 75 de grași. Tot altele. Și daude. În prima zi, se vând 7, respectiv 8. În a doua zi se vând aici 5 și aici 4. Și rămân în mod egal, ia să vedem dacă rămân în mod egal. O secundă ca să vedem aici dacă... Deci, să zicem, și 4. Așa. Și cine ce rămân sunt în mod egal. Ok. Lăsați? Cum să nu? Ok. Deci ce rămân de vânzare, egal, da? Rămân un număr egal, da? Egal de garoafe albe și negre. Albe și galbe. Un număr egal. Cum gata la socolul, că sunt prea repede. 4 cu 8, 12. 5 cu 7, 12. 24. S-au văzut 24. 24 minus 40. Nu, 24. Deci 74, scădem 7, 20. 24. 24, 50. 50 și 20. 50, dar rămân egale. Rămân în mod egal 50 în cer. Trebuie să dai 50 în două. Cât să fie într-o grupă, cât să fie în alta. Deci rămân, ai spus 50. Da? Rămân 50. În mod egal. Ei, să cum faci? 28. În mod egal. 50 cum mă faci în două. Dacă ar fi 80, n-a să-mi împărțit. Da, să-mi împărțit, Aisa. Dar dacă ar fi fost 40? S-ar împărțit. Și atunci mă rămas cu 10. 10 acesta nu se parte în două? Imediat. Adică cât fi? 5. Și cu 20? 10 plus 10. Și cu 5? Aștept. Deci, hai să știu. 50-ul, candelajul de dată în două, este scris ca fiind 40 plus 10. 40 se rupe în două, 20. 10 asta se rupe 5 și 5. Și atunci cât este jumătatea lui 50? Deci 20 și 5, 25. 25 cu 25 fac exact 50. Ia să vedem. 25 în grupa asta. Mă zic că n-am făcut pe 15 plus 15. Deci 25 cu 25 fac 50. Da? Deci hai să vedem acum. Întrebarea este câte sunt albe, câte sunt galbe. Dar să facem operații pe zi tu. Așteptați. Știu, așa. 50 albe și 24 galbene. Ia să mai atent să zic. Să nu avem o greșeală. Deci, hai să gândim așa. Mai zis pe la ce? Ce ai făcut? 7 și 5 ai zis, nu? Da. 7 plus 5 pentru albe fac 12. Apoi pentru galbe ai zis 8 plus 4 și am făcut 12. Total
total înseamnă 12 plus 12 care s-au vândut și în prima zi și în a doua zi, fac 24. Vândute. Vândute. Din totalul de 74, am scăzut pe 24 și am dat 50. Da? 50 rămân. Rămân 50. Și acum pe 50 l-am dat în două grămezi. Am păstrat două ori. Pe 50 l-am scris ca fiind 40 plus 10. Și ai văzut cât înseamnă dată în două. Adică zici noi împărțit în două. Uite așa se face semnul împărțit, cu două puncte. Da. Și egal cu cine asta? Egal cu 25. Și acum, 25 sunt albe, deci au rămas. Rămân 25 albe și 25 galbe. Păi, cât a fost la început? Ca să vezi cât a fost la început albe și cât a fost galbe. Care? 25 și plus, cât s-au vândut? 12. 12. Să scriem, da? Adică 25 pentru albe. 25 plus 12, pentru albe suntem, da? Albe suntem. S-au văzut 12 și 25 plus 12 face? 37. Albe. 37. Și din face 25 galbe. 37. Plus tot 12 și fac tot 37. Răspuns corect, sunt în buchetul de la început, în buchetul ăsta, sunt 37 albe și 37 galbe. Sunt în mod egal, cum ai simțit tu, că s-au, ai simțit problema, pentru că s-au vândut în mod egal. Da. Dar dacă eu spuneam aici că s-au vândut 4 și respectiv, hai să 5 și 3. Hai să facem problema așa, cu 5 și cu 3. Ia să vedem cum iese problema. Într-un buchet sunt albe și galbene. În prima zi se vând aici 7 albe și 3 galbene, iar în a doua zi se vând 5 albe și 4 se vând galbene. Întrebarea este câte flori a fost la început. Ia să vedem cum o face. Deci să vedem cu care problema. Într-un buchet sunt 74 de garafe. În prima zi se vând 7 albe. De flori. Deci 74 de flori, da? Galbe și albe și, da. Și galbe. În prima zi se vând 7 și 3. 7 albe și 3 galbe. În a doua zi se vând 5 albe și 4 galbe. Câte au fost la început? Știi că rămân în mod egal după văzare. Deci rămân un număr egal de gata. Carafe albe și negre. Am făcut 3 cu 70 și 5 cu 4. Deci 3 cu 70, 5 cu 4? 19. Așa. Și aici îmi spun 74 și am zis 73, hai să las așa. Deci am modificat aici. Da.
Și spune-mi acum, ai zis 5 cu 3, 7 cu 3, 10, 5 cu 4, 9. Deci s-au pădut în total cât în cele două zile? 19. 19. Deci, în cele două zile, s-au vândut, câte s-au vândut? 10 și 19. S-au vândut 19 flori, da? Flori. 19. Ce faci tu acum? Știi că au fost la început 73. Da, da. 19 73 minus 19. Așa. Scazi pe astea ca să vă. Deci 73 minus 19 este egal cu... Da, aici ai mă scoți tot. Cum se urmă? Cum? Dar cât face? Și cum? 10 plus 9, 1. Deci din 10 te împrumutați, din 10, 9, 1. Și mai este 3 aici, 1 și cu 3, cât? 4. 4, la unități, da. Și acum la 10. 60 minus 10, 54. 60 minus 10, 50. Și acum să te văd cum îl dai în două. Că să fie egal. 54. Cât să fie aici, cât să fie aici? În prima trebuie să fie 2 și 2, pentru că l-am dat cu 4. Aha. Deci ai un 2 și un 2 din 4 și 50 odată de ori face. 34, 10, 10 rămase. 10 rămase o desfărțim în 2, 5 și 5. Aha, înțeles. Deci plus 5, plus 5. Și la 10, 4, 10, ce când mă dai în două? 20 și 20. Asta e, mă. Plus 20, plus 20. Și cât faci aici? Ia să vedem. Așa-i tot. 34, că mi-e mic. 24. Cât faci aici? 20 cu 2 și cu 5. 2 și cu 5. 27. Și cu 20? 27. Deci 27 este aici. Și din coșul tot așa, tot 27. Iată că 27 sunt albe și 27 sunt galbene. Trebuie să facem cât era la început. Asta e. Care era la început? 34 era la început albe. Cum ai făcut la 34? 4, 4, 14. Cum a început? Albe 7 și cu 7. 7 și cu 7. Și cu 7 acela, da. Da. Da, 34. Dar mai e încă 5. Și încă 5, că s-au văzut și a doua zi. 39. Deci la 20, pentru albe, zici 27 plus 7 plus 5 și face cât? 39 albe. Iar la galbene, ce poți să spui? La galbene poți spune că era tot la fel. Să vedem. 27, e când la 27 plus... Plus 3 și plus 4. Plus 3 din prima zi și plus 4. Deci plus 3, plus 4 și facem total. 27 și cu 3, 27 și cu 3, 30. Și cu 4? 34. 34 sunt galbene. Să duceți cu timpul. Dacă vreau 25. Da? Deci, în total, acum, dacă le adunăm, 24. 24. 13. 13 o păstrăm. 30 cu 3, 6 și cu 1, 7. 73 este numărul dat la început. 73 este scop. Da? Este perfect. E perfect. Este da. Ei, pentru unii rămâne să pregătește alea două probleme, care ți le-am spus, și cu asta ne oprim aici. Cred că am avut probleme din ce mai frumoase, mai interesante. Ai fost pe fază. Cu ce te alegi tu acum? Te alegi cum sunt bani de 50 în două. Și ajungi la 54 împărțit în două. Că ați zis pe 4, în 2 și în 2. Hai să remarcăm acest lucru. Da. A păstrat în amintire 50-ul că scrie ca 40 plus 10
și îl dăm două, 20 și 20, și 10 aceia 5 și 5, iată, acesta este mare câștig. El la fiecare etapă păstrează câte ceva. Da. Și e, pentru prima dată când s-a pus problema, și dacă ar fi fost 80, împărțeam foarte ușor. Da. Dacă, dacă ar fi fost 40. Da. Dacă ar fi fost 60, împărțeai în două repede? Da, 33. 30 și 30. Două, 40, dacă ar fi fost de 20. Dar și 10 asta. Și 100. Așa, da. Și 100 o parte să facă 50-50. Foarte 50. Clar. Mai ne jucăm cu chestia asta. Da. Să-l împartă pe 130 în două, să-l împartă pe 170 în două. Deci, acelea care 10 ce o dăm două, ca e antrenament. Da. Și pe urmă mergem la 54, la 56. Da. Pentru că efortul ăsta care îl face de pentru împărțirii este foarte benefic pentru a înțelege cum se împart în două grupe. Pentru noi, pentru început, împărțirea asta în două grupe. Dragilor, de fiecare dată cu Mario am spun, bucuria de a face lucruri deosebite. Așadar, ce am făcut aici? Am văzut și împărțirea. Împărțirea la 2. Aici este momentul pe care l-am atins astăzi, cu împărțirea la 2, a în două grupe. Deci, înțelegi ce înseamnă în mod egal? Da? Împărțirea în mod egal, împărțirea la 2, asta ar fi fost. Și, sigur, problemele acestea în care în prima zi vinem atât, în a doua zi vinem atât, suntem nevoiți să adunăm numele, să vedem ce se întâmplă. Ne scade pe toate. Deci sunt aceste etape pe care... Mai dă o sumă. Deci, foarte interesant. Vrei o sumă să-ți dau acasă ca și aplicații? Da. Uite mă, îți dau așa. Deci, vedeți ce fac acum, cum mă sună. Nu ai avut ce faci. Da. Uite, din 5.000, da. Să scazi pe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, din 2 în 2, până la 100. Deci, din 5.000, să scazi pe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, da? Da. Dar, profesor, da. Eu fac foarte rapid. Cum o să faci rapid, profesor? 2 cu 2 cu 100? 102. Da. 4. Cine e în fața? Cine e în fața la ăsta? Nu știu. 90? 8. Ai! 98. Și cu 4? 4. Da. 102. 102. 102. Și în fața lui 96, 98 este? 96 și cu 6? 102. Asta e poanta. E tot pe baza lui Gauss. Sigur că da, gata, e prins. Așadar, și această, aceste chestii o vei face la perioadă. La revedere! Să nu uitați like, share, să abonați la Prof Online. La revedere! Și să spune și la naș. Și când te duci acum în Italia, spui și la italieni. Da. Păi tu știi când mai știi în italieni să vorbești? Da. Păi te duci și spui, băi, pentru tot. Te spui, există Prof Online. Uite așa, ajungi la el. În italian acolo, da? Da. Nu? La... Încă nu ai închis, nu? Zici ceva în italian. Ei, știe română. Gândește așa. Urmăriți-l pe Prof Online. În italian. Urmăriți-l pe Proful Online. Urmăriți-l. Cum se cine care urmăriți-l? Urmăriți-l. Guardate Prof Online. Ai zis, frate. Da? La revedere! La revedere!